Jurnalul Orei 20, bună seara! Un caz revoltător a scos în stradă zeci de părinți azi dimineață în fața școlii Nicolae Titulescu din București, după ce în spațiul public au apărut informații că un elev din clasele primare a fost violat de două ori în toaleta instituției de învățământ. Mai mult, părinții copilului agresat spun că directoarea școlii a încercat să mușamalizeze cazul. Conducerea se apără și spune că prima acuzație nu se confirmă, însă procurorii parchetului Tribunalului București au deschis un dosar penal. Reacția părinților vine în urma plângerii depuse de părinții unui băiat de 10 ani care susțin că fiul lor a fost agresat sexual de două ori în toaleta școlii. În primul incident, presupusul agresor avea doar 11 ani, în timp ce victima avea 8 ani. Dosarul a fost închis deoarece agresorul era considerat prea tânăr pentru a fi tras la răspundere penal. În ceea ce privește al doilea abuz, agresorul nu a fost însă identificat, ceea ce a atras revolta celorlalți părinți. S-a aflat din întâmplare, da, după 2 ani de zile de la caz. Cazul copilașului abuzat din școală, noi am aflat efectiv pe un grup de părinți că de 2 ani de zile se întâmplă niște chestii despre care noi nu trebuie să știm nimic. Părinții celorlalți elevi spun că se tem să-și mai lase copiii la ore și acuză o lipsă acută de comunicare din partea conducerii școlii. Nu avem voie să facem 2 pași mai departe de linia marcată că vine paznicul după noi și cu copiii noștri nu știm ce se întâmplă niciodată când îi lăsăm la școală și acum trebuie să vorbim cu ei și să le povestim că există un abuzator care este încă undeva, nu se știe cine este și se plimbă printre ei în școală. Doamna director nu comunică cu noi niciodată, țipă la noi dacă vrem, îndrăznim să punem întrebări și dacă țipă la noi ca adulți, nu vrem să știm cum se poartă cu copiii. Învățătoarea copilului agresat sexual a refuzat să ofere o reacție în legătură cu ceea ce s-a întâmplat nu odată, ci de două ori, chiar în incinta unității de învățământ la care predă. Între timp, personalul didactic din cadrul unității aruncă vina asupra legii învățământului și chiar insinuează că astfel de probleme vor mai apărea. Nu avem niciun mecanism prin care noi să apărăm ceilalți copii de către acești copii. Înțelegeți? Asta este legea învățământului. Incluziunea unor astfel de probleme vor exista din ce în ce mai multe, pentru că sunt tot felul de copii scăpați sub controlul părinților, iar școala nu are absolut nici un mecanism prin care aceste lucruri să facă să-i protejeze pe ceilalți. Reacții au venit și din partea Ministerului Educației și al Inspectoratului Școlar din București. Reprezentanții celor două instituții spun că nu au știut nimic despre acest caz de-a dreptul revoltător. Aceștia susțin că nu primiseră nicio sesizare din partea părinților sau a școlii și au aflat despre eveniment din mass media. Dacă școala are o informație de acest gen, din partea profesorilor, din partea elevilor, din partea părintelui. Dar aici nu a fost nicio sesizare. Ministerul ar fi trebuit să fie sesizat cu astfel de speță. Neavând informația de aici, băi, iată, o aflăm de la dumneavoastră. Cazul e cu atât mai revoltător că cu cât școala gimnazială Nicolae Titulescu e la 2 pași de guvernul României și culmea în același corp de clădire cu inspectoratul sectorului 1. Aceste lucruri nu se întâmplă așadar într-un colț uitat de lume, ci în plin centrul capitalei. Alături de noi prin telefon și le mulțumesc mult, Ovidiu Pânișoară, doctor în științele educației. Bună seara! Bună seara! Și de asemenea doamna avocat Cornelia Lalu. Vă mulțumesc! Bună seara! Bună seara tuturor! Domnule profesor, am să încep cu dumneavoastră. E important să clarificăm faptul că vorbim despre un băiețel cu nevoi speciale, dar care a colaborat impecabil cu anchetatorii, cu părinții lui, cărora le-a povestit ce s-a întâmplat. Vulnerabilitatea pe care i-a dat-o boala l-a transformat probabil într-o țintă. Ne întrebăm dacă așa s-au petrecut lucrurile. A fost violat de două ori într-o școală. Care școală? Așa cum spuneam, una aflată la 2 pași de guvern și în același corp de clădire cu inspectoratul școlar al sectorului 1. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile ca expert în educație? Cu siguranță avem de-a face cu o problemă pe care o putem gândi ușor sistemic. Pentru faptul că, într-adevăr, este o problemă care apare, că există goluri în sistem. Există momente în care sistemul funcționează defectuos, există momente în care ar trebui să identificăm anumite reguli care să nu lase să se întâmple astfel de situații. Și atenție, vorbiți de două ori, pentru că cineva
ar fi trebuit să știe, cineva ar fi trebuit să se sesizeze și atunci când trimite un copil la școală, el trebuie să fie protejat. De către instituție, de către sistemul de educație, de către profesori, atunci când e cazul și nu în ultima instanță, poate că de noi toți. Deci, cred că de aici putem porni. Nu că copilul avea ședințe educative speciale, orice copil este vulnerabil. Și asta cred că o să spună mai bine doamna avocat. Da, ce a lipsit, domnule profesor? Mergem imediat la doamna avocat. Din tot acest șir de obligații pe care școala le are în raport cu elevul. În mod firesc, probabil că pregătirea cadrelor didactice ar trebui să incumbe și un astfel de sistem, deși punem prea multă presiune și pe cadre didactice. Cred că școala ar trebui să aibă un sistem juridic, până la urmă și un sistem, să spunem așa, administrativ, care se poate preîntâmpina astfel de lucruri. De obicei sunt lăsate la atitudinea unor profesori de serviciu, a colegilor, a întâmplării în ultima instanță. Cred că trebuie școala să fie făcută un loc mai sigur pentru toată lumea. Chiar și pentru profesor. Aduceți-vă aminte că am uitat, am trecut cu buretele. Cazul profesorului înghiat, profesoare de japoneză înghiată de un elev. Școala trebuie să fie un loc sigur pentru toată lumea, pentru că acolo construim viitor. E adevărat, dar și în cazul profesoarei atacate ajungem tot la un caz de violență exercitat de un elev. Doamna avocat, copilul, așa cum spuneam, e un copil cu nevoi speciale. Nu e un secret că e aproape imposibil să ții un astfel de copil într-o școală de stat din România, că nivelul de empatie al profesorilor și elevilor e sub orice critică. Iată că în cazul de față, copilul cu nevoi speciale ajunge ținta unor astfel de orori pentru că nu e așa, e vulnerabil. Ce a făcut școala? În primul rând, înțelegem că a cerut discreție și, în al doilea rând, coincidență sau nu, a obligat toți părinții să semneze o hârtie prin care ei se angajează că nu vor denigra instituția de învățământ în media sau în comunitate. Școala, deci, nu a făcut nimic în ceea ce privește protejarea acestui copil și protejarea celorlalți copii. Pentru că s-ar putea să aflăm că mai există încă o victimă, o a doua, o a treia victimă. Pentru că în acest caz, o școală, cum spuneați și dumneavoastră, de elită, pentru că este situată aproape de guvernul României, casă în casă cu inspectoratul școlar al sectorului 1, o școală care ar fi trebuit să facă totul pentru că acești copii să fie protejați. Ori faptul că acum 2 ani s-a întâmplat un astfel de gest pe care act de agresiune sexuală, pe care, să nu uităm, îl va marca pe copilul victimă pe toată viața. Deci acest copil va fi marcat de aceste agresiuni pe toată viața. Problema se pune în felul următor. De ce doamna directoare sau învățătoarea clasei nu a adus la cunoștință inspectoratului școlar al sectorului 1? Ați văzut reprezentanții ministerului astăzi care spuneau că n-au fost încunoștințați. Eu nu cred că pe parcursul celor 2 ani cât s-a făcut cercetarea penală pe prima faptă, de la inspectoratul sectorului 1, de la școală și de la minister nu s-au solicitat relații de către parchetul care desfășura cercetarea. Într-adevăr, și victima și agresorul sunt minori. Sunt minori care nu răspund, agresorul nu răspunde penal neavând 14 ani. Iată că acum are 13 ani și un pic. Dar ce e mai grav și mi s-a părut foarte, foarte grav, acea de înregistrarea discuției între directoare și mama victimei, în care directoarea recunoștea faptul că tatăl agresorului, copilului agresor, este un om cu influență, este un om care a spus că a instrumentat foarte multe dosare de acest gen și lui nu-i pasă. Deci singura măsură care eu cred că se putea face acum 2 ani și acum era izolarea agresorului. Izolarea în sensul că mutarea sa, impunerea părinților să-l mute pe agresor la altă școală ca să rupă acest, să zicem, circuit al vulnerabilității. Pentru că acest minor care a fost agresat, victima, este un copil vulnerabil cu probleme speciale.
Dar agresiunea se poate avea ca de victimă și un copil cu, normal, fără niciun fel de problemă specială. Deci agresorul trebuia, din punctul meu de vedere, izolat. Ar fi rezolvat această problemă a izolării agresorului simpla mutare la altă școală, pentru că acolo ar fi intrat în contact cu alte potențiale victime? Da, dar știți ce se întâmplă, doamna Moraru? Un agresor, zic eu, în momentul în care îi se strică acel miliu în care acționează, are o perioadă, să zicem, în ghilimele, de adaptare, de percepere a noului și durează. Ori, tocmai asta zic că salva oarecum această victimă și alte potențiale victime de o anumită agresiune. Deci cred că era prima măsură și singura care putea fi făcută imediat, tocmai pentru a lămuri și a stopa astfel de gesturi, de agresiuni și de bullying. Că până la urmă am înțeles că acest copil este supus unei activități de bullying din partea mai multor colegi. Iar ceea ce am văzut tot astăzi în media, și anume revolta părinților, este firească. Pentru că părinții se gândesc, dacă și copilul meu, dacă și nepotul meu a fost agresat și săracul nu ne-a povestit nimic de rușine. Deci părinții, revolta lor este firească, ceea ce zic eu ar impune schimbarea directoarei, schimbarea învățătoarei, pentru că nu se califică pentru a ocupa un astfel de post atât de sensibil. Da, domnule profesor, sunteți de acord în primul rând cu ce spune doamna avocat, că izolarea agresorului, mutarea lui în altă școală i-ar fi stricat relele obiceiuri, asta pe de-o parte, și pe de altă parte am vorbit de-a lungul timpului inclusiv cu dumneavoastră despre declinul educației românești, despre dezinteresul copiilor față de școală, despre rezultatele la testele PISA, dar totuși să ajungem să vorbim despre două cazuri de viol în aceeași școală, în plin centrul capitalei, la doi pași de guvern. Se poate mai rău de atât sau am ajuns pe fundul bazinului? Nu știu dacă neapărat suntem pe fundul bazinului, nu știu dacă este o excepție sau vorbim despre situații curente, că aici ar trebui să observăm, să vedem o dinamică socială. Noi nu ne uităm la acest lucru. Pe noi ne interesează ce note iau elevii, bun, de acord, dar până la note. Citeam la un moment dat că elevul nu trebuie să fie fericit la școală. Ba da, elevul trebuie să fie fericit, trebuie să nu fie agresat, trebuie să aibă un mediu bun, trebuie să aibă o perioadă de dezvoltare. Copilul încă nu e pregătit pentru o societate dură, îl pregătim încetul cu încetul și nu atât de dură și atât de traumatizantă pe cât a avut acest copil de a face. Pe de o parte, mai am un semn de întrebare și anume, da, izolarea nu este o soluție rea, dar este una momentană. Întrebarea este ce s-a întâmplat până acel moment. Ce s-a întâmplat cu acești copii și cu acești copii, și mă refer în primul rând la agresor. De ce agresorul ajunge agresor în afara unor stare psihice? Se întâmplă astfel de lucruri pentru că nimeni nu are grijă de educația copilului. Noi ne uităm la informație, să știi cât mai multe informații, dar ce facem cu sufletul acestor copii, cu viitorii cetățenii acestei țări, care în ultima instanță ar trebui să aibă un echilibru emoțional bine statuat. Pentru că, până la urmă, și agresorul este o problemă pentru societate, nu doar victima. Victima va avea nevoie Absolut. De recuperare, va fi o traumă acolo, dar agresorul va fi poate mâine un alt agresor sau de multe ori acești agresori sunt victime la rândul lor. Dar ar trebui să studiem un pic mai bine fenomenul și ar trebui să vedem ce se întâmplă la nivel de nație. Haideți să ne uităm nu la școală, haideți să ne uităm ce se întâmplă pe stradă. Haideți să ne uităm la nivelul de cum să spun eu, de nervozitate, de stres, de lipsă de control pe care o avem noi în trafic, pe stradă, la magazin. Din păcate ne îndreptăm încetul cu încetul spre o zonă ușor anarhică care a plecat din zona aceea de educație de 7 ani de acasă, de bunul simț sărănesc care exista odinioară când era învățat să respecti pe cei din jur. Școala a făcut o perioadă acest lucru, după care acum se pune presiune doar să facă materie și copilul rămâne al nimănui. Părinții nu da. Sunt în situație să-l mai aduce școala, nu mai face multă parte de educare, face multă parte de informare și societatea de mâine cum o să arate? Le mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru discuție.